Când Isus a înălțat, el a promis ucenicilor că nu îi va lăsa singuri. Ei aveau sentimentul ăsta pe care de multe ori și noi îl avem. Sindromul impostorului. Când vezi că Dumnezeu face lucrări așa de mari, te uiți, bă, dar totuși eu nu prea, nu prea caut în filmul ăsta. Și Isus le spunea ucenicilor, „Ciel, el, nu vă voi lăsa singuri, ci vă voi trimite o putere. Și Dumnezeu, Duhul Sfânt, va veni. El este un avocat, El este un mijlocitor, El este un apărător. Și ceea ce le spune este... Puu, ți explodează creierul când te gândești. Le spune, când Duhul Sfânt va veni, voi veți face lucrări mai mari decât am făcut eu. Wow! Am mai vorbit despre asta, nu se referea la calitate, se referea la cantitate. La faptul că noi predicăm aici cuvântul lui Dumnezeu și oamenii aici, acum iau decizii pentru Dumnezeu și în același timp se întâmplă lucrul ăsta în Tanzania, în India, în Pakistan, oriunde. Despre asta vorbea Isus. Oamenii astăzi predică și Dumnezeu le dă puterea aceasta prin Duhul Sfânt, ca mesajul să ajungă exact la inimă. Și pentru că suntem la Rusali, ceea ce îmi doresc foarte mult, poate mai mult decât orice, este ca noua generație să înțeleagă ce înseamnă Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Puterea aceea transformatoare despre care vorbea Isus, despre care vorbea Sebi mai devreme cu un Petru, de la unul care se ascundea în umbre, a ajuns să se ridice în mijlocul fraților și să declare tare a ajuns să se ridice în templu în fața preoților și să spună ceea ce vedeți, ceea ce auziți, nu este o iluzie, nu este beție, ci este promisiunea lui Dumnezeu. Generația asta tânără care este atât de îmbătată de cap de tehnologie, trebuie să înțeleagă că singura putere care contează cu adevărat este puterea Duhului Sfânt. Și pentru ca ei să înțeleagă, este ca și cum Isus a dus acolo în cer și ne-a trimis un soft nou pentru hardurile noastre. Vedeți, păgânii, spune Biblia, au softul vechi, ei sunt morți. Cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, cei care nu au o relație cu Dumnezeu, sunt, ei trăiesc, dar sunt morți, ca în filmele alea cu zombi din anii 90. Morții care merg pe stradă. Ați auzit de filmele Sper că nu le-ați văzut, că e o pierdere totală de timp. Biblia vorbește despre un om care trăiește, dar îi merge numai numele că trăiește, el de fapt este mort. Asta eram noi înainte de a ne întâlni cu Isus Hristos. Dar mai mult decât atât, dacă citiți cu atenție în faptele apostolilor, care de fapt ar trebui numite faptele Duhului, că Duhul este cel care a lucrat în apostoli, dacă vă uitați cu atenție acolo, exista un soft vechi care uh, însemna, noi avem botezul lui Ioan. Și apostolii spun, nu, nu despre asta e vorba. Noi vorbim despre softul noi nou, 2,0. Care îți împuternicește viața și te face să fii profitabil și uh, eficient pentru împărăție. Atenție! Pavel spune că arătarea Duhului se dă nu pentru scopurile noastre, nu pentru binele nostru, ci pentru binele celorlalți. De asta noi lucrăm în echipă de fiecare dată. Aici este cheia slujirii. Tu îmi faci mine, mie bine, eu îți fac ție bine. Despre asta e vorba. Ăsta este trupul lui Hristos, care este biserica. Împreună suntem o forță pentru bine. De asta weekendul ăsta la Remarcabil am fost slujiți așa de frumos prin darurile pe care Dumnezeu le-a dat oamenilor, oameni care au fost la întâmpinare, la curățenii, oameni care au cântat, oameni care au predicat, am fost slujiți într-un mod supranatural. Și Dumnezeu a făcut ca atmosfera de aici să fie o atmosferă de cer. De fapt, ceea ce îmi, îmi doresc foarte mult ca toți credincioșii de aici să înțeleagă. Este că noi am fost chemați la un război. Cumva, cumva, din anii 70 a început, a început mișcarea asta hippie și flower power, cumva și au apărut filme că Isus era un fel de flower power de asta cu încălța cu sandale, care predica numai just love, 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 Isus e numai dragoste. Pe când Biblia ne față cu totul altceva, el a venit să pornească un război. De fapt, noi suntem într-un război spiritual. Weekendul ăsta, am auzit lucrurile astea. Oricine a lucrat pentru Dumnezeu știe că va întâlni împotrivire. Oricine a lucrat cu Dumnezeu știe că va întâlni piedici. Vorbeam cu Victor Pascal și mi-a zis, exact înainte să vin aici, mi s-a pus un nod de gând, am avut frisoane, am transpirat și am zis, și, și, sunt numai atacului aici, duce lui rău. Am să vin, am să-mi fac treaba la seminar, am să vin să cânt aici. Și Dumnezeu va avea grijă. Când a terminat de cântat, a venit la mine și mi-a spus, mi-au trecut toate. Este atacul celui rău. Este clar. Dacă nu înțelegi că totul este spiritual, n-ai înțeles nimic din lumea asta. Ai citit degeaba Biblia. Dacă te iei numai după ceea ce se vede, cel rău se luptă să destabilizeze, să dărâme și să prăpădească. Iisus spunea, să nu credeți că am venit să aduc pace pe pământ, n-am venit să aduc pacea, ci am venit să aduc sabia. Chiar zilele astea vorbeam cu o tânără care mi-a zis Dumnezeu m-a atins și vreau să-mi predau viața Lui. Dar părinții sunt împotriva mea. Atât de împotrivitor și am zis asta nu e o poveste singulară. Asta se întâmplă de când pământul. De la început este asta. Noi am experimentat asta aici în biserică cu foarte, foarte mulți oameni. Pentru că tot ce facem noi pentru Dumnezeu întâmpină rezistență. Căci spunea Hristos în Matei capitolul 10, mergeți acasă și citiți, zice căci am venit să despart pe fiu de tatăl său. Pe fică de mama sa, pe noră de soacră sa. Poate asta cu noră, cu soacră e puțin mai ușoară, dar primele sunt foarte grele. Primele sunt foarte grele, trebuie... Wow! Și omul va avea vrăjmași chiar pe cei din casa lui. Iisus n-a venit să facă flower power aici, hai să ne iubim, just love, and... No! A venit să pornească un război. Care dintre voi aveți un sos necredincios? Știți exact despre ce vorbesc. Care are un copil adult care s-a pierdut în lume? Știți exact despre ce vorbesc. Cine nu-și ia crucea lui și nu vine după mine, nu este vrednic de mine. Cine își va păstra viața, o va pierde și cine își va pierde viața pentru mine, o va câștiga. Suntem într-o luptă. Suntem într-o luptă pe viață și pe moarte. Și pentru luptă trebuie echipament special. Zelenski s-a dus la ONU să ceară arme. Fără arme, n-ai ce să faci în război. Nu poți te luți cu pietre și cu bețe împotriva bombelor. Nu ai cum. Îți trebuie echipament, armament. Nu poți cu mâinile goale să câștigi nimic. Îți trebuie echipament special. Să nu care cumva să crezi că tu, care ai citit și tu Biblia o dată sau de două ori, că tu care ascultat predici pe YouTube, ai să poți să stai în picioare înaintea celui rău dacă nu ești împuternicit de Dumnezeu. Au încercat filus ceva și au luat o bătaie soră cu moartea. Au făcut îndrăcitul MMA cu ei că a avut abonament la dentist până la sfârșitul vieții. Să nu crezi că poți să mergi și să te bați cu cel rău dacă nu ești împuternicit, dacă nu ai echipamentul special. Cei 120 peste să care s-a coborât Duhul Sfânt erau aleși pe sprânceană, era echipa specială a lui Hristos. Acolo s-a născut biserica. Noi asta încercăm să vă spunem. Că nu există creștin de prima mână și creștin de mâna a doua. Toți creștinii trebuie să fie împuterniciți. Toți creștinii trebuie să fie implicați. Toți creștinii trebuie să schimbă lumea. Amin? Ieri am auzit 2,2 miliarde de creștini. 35% din, din venit, de pe glob, îl au ei. Mamă dacă am fi uniți! Mamă dacă am fi uniți! Nu-i așa? Ce putere extraordinară a lăsat Dumnezeu în biserică. Și nu știu dacă v-ați gândit, dar la Rusalii, la Pentecost, când s-a născut biserica? Dumnezeu a lăsat un semn atât de controversat. Nimic nu desparte creștinii mai mult decât semnul vorbirii în alte limbi. Păi dacă eram eu consilierul lui Dumnezeu Tatăl, că el de obicei îmi cere mie părerea, nu? cum să cere și ție de obicei, dar în fiecare dimineață primești un e-mail. Mărioara, ce părere ai tu? Cam cum ar trebui să lucrez, nu? Eu i-aș fi spus, Doamne, lasă și tu alt semn, nu ăsta, că ăsta... Cam controversat, o să fie probleme. El lasă semnul ăsta atât de controversat, care îmi desparte pe mulți așa de ireconciliabil. Oare de ce a ales Dumnezeu să încununeze nașterea bisericii cu semnul ăsta ciudat al limbilor? E bine, la Babel, când ei s-au adunat și au hotărât împreună să construiască un turn ca să ajungă la Dumnezeu. Ei și au folosit limba, comunicarea să se unească împotriva lui Dumnezeu. Și atunci spre binele lor. Spre binele lor. Le-a încurcat limbile și i-a trimis în întreaga lume pentru a împiedica să-și ducă la îndeplinire planurile. Când Duhul Sfânt a venit în lume, am mai vorbit despre geneza 6, am mai vorbit despre lucrurile astea, majoritatea le cunoașteți. Când Duhul Sfânt vine în Rus la Rusalii din nou în lume, el aduce din nou limbile în fața apostolilor și în fața noastră. Pentru că la nașterea bisericii ei trebuiau să primească o limbă nouă, o limbă codată, folositoare pentru luptă. Fiecare combatant din cel de-al doilea război mondial, din, uh, din Pacific, chiar și de aici, din Europa, că erau din axă sau dintre aliații. Pentru a se lupta eficient, trebuiau să transmită niște coduri între ei. Și existau mașini de alea de detectat codurile. Nenții erau foarte buni, japonezii nici nu mai spun. În teatrul de război a Pacificului, americanii nu reușeau să-i bată pe japonezi pentru că codurile lor erau un mod constant sparte foarte repede de chinezii amici, am spus chinezi, japonezi, care sunt foarte smart. Și reușeau imediat să detecteze. Și atunci au avut o idee genială. Au luat 29 de bărbați Navajo, piele roșii. Și i-au spus așa, voi faceți un cod în limba Navajo, care era o limbă folosită de ei nescrisă. Și fiecarei divizii, arme, strategie militară, îi dați un termen în Navajo. Și așa au ajuns să vorbească în coduri despre luptă, despre ceea ce se va întâmpla în codul acesta Navajo. Acest sistem le-a permis celorlalți. Să traducă mesajele în 20 de secunde, în, și înainte erau în 30, făceau lucrul ăsta, deci 20 secunde, 30. S-au mișcat rapid și le-a oferit americanilor un avantaj critic. În timpul bătăliei de aproape o lună de la Ayojima, acești code talkers ăștia Navajo, indienii, au transmis cu succes 800 de mesaje pe care japonezii n-au reușit să le spargă. Și după ce s-a terminat războiul, codul ăsta, Navajo, n-a reușit să fie uh, descifrat. Ce vreau să vă spun acum? De ce am spus lucrurile astea? Vorbirea în alte limbi este codul nedescifrabil folosit de Dumnezeu în bătălia pentru suflete. Nu e la voia întâmplării? Nu s-a terminat atunci? Pe timpul lui Isus, ucenicii predicau și spus, a spus despre alții care predicau la fel, le-a spus, nu, nu, nu-i opriți. Însă nu au fost așa de eficienți ceilalți propovăduitori care veneau de la Ioan, cum au fost ucenicii care au transformat lumea. Dumnezeu și-a ales un popor ca să ducă credința mai departe. Și pentru că am înțeles că facem parte din echipa asta specială a lui Dumnezeu și pentru că am înțeles că suntem împuterniciți de Duhul lui Dumnezeu, Haideți să vedem cum biruim, pentru că am ajuns în momentul ăsta și am înțeles clar, am văzut clar că Dumnezeu este Cel care ne-a dat har și ne-a binecuvântat. Hai să vedem cum merge mai departe. Crede cineva că lucrurile frumoase sunt abia în față? Că lucrurile puternice, că lucrurile minunate, strălucitoare a Lui Dumnezeu sunt în fața noastră, nu în spatele nostru? Haleluia! Înseamnă că crezi cum cred și eu. Primul lucru pe care trebuie să-l faci, trebuie să te poziționezi în credință. Trebuie să îți găsești poziția în chemare pe care ți-a făcut-o Dumnezeu. Uh, multă vreme în anii ăștia, Andrei îmi punea microfonul ăsta. Fiecare duminică. Și ăsta se bagă așa după cămaș aici, vedeți, ca să nu se vadă, să nu fie evident. De fiecare dată, în fiecare duminică îmi spunea, vei simți ceva rece pe piele. Mufa asta e rece. Pare fani așa. La început m-am amuzat. Dar apoi am realizat ce serviciu mare îmi face. Dimineața gândurile mele, duminica sunt o mulțime, da? Ce introducere să fac, cum vorbesc despre strângerea de fonduri, care este melodia, care s-ar potrivi. Uh, am uitat ce trebuie să spun. Uh, nu mai știu de, de, unde să predic lucruri, de asta mi se întâmplă, da? <laughs> e bine, în momentul când firul ăsta metalic îmi atingea spatele, de fiecare dată îmi pierd concentrarea. U. Uh. Și trebuie să fac un efort să mă reconectez. Când Andrei mă avertizează să-mi spun, vezi că e ceva rece, eu sunt pregătit mental și așa că nu mai pierd focusul. Nu mai sunt nepregătit. E la fel de rece, puțin neplăcut, dar avertizarea lui mă ajută să-mi păstrez focusul. Ei bine, în mod asemănător, Hristos ne avertizează prin Scriptură. Pe noi creștinii, din echipa specială, fiți atenți, orice ar veni în viața noastră n-ar trebui să ne sperie, nici să ne facă să ne pierdem concentrarea, pentru că Isus își pregătește ucenicii Lui. Fiți atenți, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Știți care e parafrazarea? Ceva rece te va atinge pe spate. Nu-ți pierde focusul. Stai concentrat pe ceea ce ți-am dat eu de făcut. Este un episod în Vechiul Testament. Mulți dintre voi îl știți. Când Moise, împreună cu poporul Israel, iese din Egipt și a, a, au, au marea roșie în față. Au văzut praful cum se ridică, cum veneau egiptenii din spate, egiptenii cu sute de care, cu, cu oștenii uh, cei mai buni, de elită. și normal că poporul s-a temut. Este și normal că a început să tremure inima în ei. Au crezut că au scăpat de abuzator, de egiptean, de stăpân și acum ăștia veneau să-i nece, să nece în mare și în mijlocul terorii a opiniilor diferite. Sunt convins că au venit opinii, ne întoarcem, ne ducem, ne predăm. Moise a ascultat de Dumnezeu și s-a poziționat în credință. A rămas credincios lui Jehova și Dumnezeu le-a dat biruință. Au trecut marea ca pe uscat și egiptenii, oștenilor, cei mai puternici, au fost înecați în mare. După această mare biruință, Moise și Miriam compun o cântare. O cântare pe care o găsim în scriptură. Uh, și în cântarea lor, dacă o citim cu atenție, înțelegem că în timpul nopții, când ei fugeau, Dumnezeu a aprins lumina înspre tabăra lor și a stins-o înspre tabăra egipteană care fugeau. Și ăștia egipteni își băgau de aici și nu, nu vedeau pe un să meargă. Și evreii au mers noaptea ca ziua, mai mult decât atât. Domnul Dumnezeu scotea roțile la carele egiptenilor, adică făceau pană ăștia. În timp ce evreii erau disperați în mijlocul crizei, atenție foarte mare, lecția, Dumnezeu lucrează pentru tine. Atunci când crezi, gata, s-a terminat, sunt în fața Mării Roșii, s-a terminat, nu mai am finanțe, nu mai am cu ce să plătesc, nu mai știu cum să ies de criză, Biblia spune că Dumnezeu scotea roțile la egipteni. Și Moise spune așa, atenție că e important. Zice așa, prin îndurarea ta tu ai călăuzit și ai zbăvit pe poporul acesta, iar prin puterea ta îl îndrept spre locașul sfințeniei tale. Popoarele vor afla lucrul acesta și se vor cutremura. Asta spune Moise, popoarele se vor cutremura apucă groaza pe filisteni, se înspăimântă căpetenile Domnului și un tremur apucă pe războinicii lui Moab. Toți locuitorii Cananului le ieșină de la inimă. Îi va apuca teama și spaima văzând măreția brațului tău. Până va trece poporul tău pe care l-ai răscumpărat, tu îi vei aduce și îi vei așeza pe muntele moștenirii tale în locul tău, pe care ți l-ai pregătit ca locaș, Doamne, la templu pe care mâinile tale l-au întemeiat, Doamne. Când aud asta, îmi vine să ridic două degete, ca la clasă. Spun, nu vă supărați. Moise, acum câteva ore fugeați și strigați, disperați? Acum câteva ore spuneați, gata, am a părăsit Dumnezeu, suntem gata ca popor? Și acum, după ce ați trecut pe partea cealaltă, spuneți că îi apucă groaza pe edomiți? Tremură moabiții, acolo erau uriașii? Cum? În fața unor sclavi fugari? nu în fața unui Dumnezeu așa de mare. În fața unui Dumnezeu așa de mare. De asta, în crizele vieții noastre, în alergarea noastră, în ceea ce facem pentru Dumnezeu, trebuie să ne poziționăm în credință. Dumnezeu a spus, Dumnezeu va împlini. Dumnezeu a binecuvântat, ceea ce binecuvintează El rămâne binecuvântat. Amin? De aceea poziționează-te în credință. Vă spun frecvent, dacă visul este nerealizabil, este de la Domnul. Dacă e realizabil, poți să-l faci tu, nu mai implica pe Domnul, că și așa, el are multe de făcut. Dacă poți să-l faci tu, bă, dacă trebuie să smulgi buruiană, smulgi buruiană din curte, nu mai implica lucrurile astea mici. Pentru că dacă Dumnezeu dă un plan și o viziune, este așa de mare, este așa de covârșitoare. Arată ca o mare roșie în față ca niște care care vin să mă distrugă din spate. Aia este viziunea și lucrarea pe care o dă Dumnezeu. Viziunea pe care o dă Dumnezeu este imposibil de realizat fără miracole. De asta toți avem nevoie de un miracol. În special biserica. Biserica, trupul viu, biserica lui Dumnezeu, ea nu poate să progreseze, pentru că Biserica este un organism spiritual, fără intervenția supranaturală a lui Dumnezeu. Amin? E imposibil să realizăm noi, pe puterile noastre, visul pe care ne l-a dat Dumnezeu. E imposibil. Cum să. De unde? Cum să facem noi campusul pe care credem că Dumnezeu vrea să-l facem? Cum? Prin puterile noastre? Nu. Nu. Dar ne poziționăm în credință. Noi nu putem, dar el poate. Noi nu avem resurse, dar el are. Noi nu știm ce a duce ziua de mâine, dar el este deja acolo și ne așteaptă. Hai să-ți dau un sfat. Nu accepta în jurul tău oameni cu minți înguste. Small minded. Asta mi-a ieșit pe gură. Poate a fost de la Domnul, nu știu. Oameni care nu au viziune, oameni fricoși, care sunt însă foarte realiști. Ascultă-mă bine, dacă ești din tagma noastră, celor care uh, suntem foarte visători, pe gură ne iese niște lucruri complet nerealiste. Uh -huh. uh, dacă ești un realist de ăsta care nu dă, nu dă pe foaie, ascultă-mă ce spun. Dumnezeu te cheamă să vii în tabără noastră, ăstora. Da? Ești, dacă ești un om al credinței, ești total opusul realistului. Realistul îți arată ce nu poți, ce nu există, ce nu s-a mai făcut niciodată. Visătorul spune: Nu știu de ce vorbesc lucrurile acestea. Nu știu de ce spun lucrurile astea. La început, când vorbeam, mă surprindeam, vream să dau palme. De unde vin chestiunile astea? Mie că. Și apoi am înțeles că este Dumnezeu care clăuzește, El este Cel care ne împinge. De fiecare dată când aud, nu se poate, mi se ridică părul pe mine, că știu că urmează Dumnezeu să intervină. De fiecare dată când aud un copil al lui Dumnezeu care are Duhul Sfânt și credință în Isus, când vine și spune, nu mai pot, știu că va interveni Dumnezeu. Pentru că când nu mai poți tu, poate El. Când aud nu se mai poate în căsnicia mea, eu știu că dacă ai credință, Dumnezeu poate să intervină acolo. Nu suntem chemați să fim realiști, suntem chemați să fim oameni ai credinței. De opt ani de când m-am întors aici, tot aud nu se poate. Lucrul ăsta nu s-a făcut. Înainte să mă mut, am stat la masă cu mai mulți lideri de aici, spirituali, și am întrebat. What's going on? Ce se întâmplă aici? Al doilea oraș din țară, ca număr de locuitori, sub 1% evanghelici, ce se întâmplă? Și am auzit tot felul de povești acolo. Da. Păi stai să vezi că aici e ortodoxia foarte puternică, e un scaun de domnie aici. Aici a avut loc cel mai mare pogrom. By the way, săptămâna viitoare suntem chemați să mergem să ne amintim de ce s-a întâmplat cu bieții evrei atunci, plătim pentru greșelile străbunilor. Asta am auzit. E un blestem generațional asta, iar am auzit. Într-un cuvânt, nu se poate. Și mi-am parcă am fost ieri, că după întâlnirea aia am fost așa de frământat, m-am dus acasă, n-am putut să dorm și m-am rugat și am zis, Doamne, ce spun oamenii ăștia? E ca și cum tu, Duhule de viață, nu mai ai viață. E ca și cum Dumnezeul tuturor resurselor nu mai are resurse. E ca și cum Duhul Sfânt care este atotputernic, care este credincios, nu poate să lucreze aici pentru că sunt foarte multe duhuri demonice și aici sunt întunecate. Dar am zis, da, tu ești Duhul de viață. Tu ai, tu ai putere, ai autoritate și poți să faci lucrul astea. Și am primit o pace noaptea aia, mi-aduc aminte. Sigur, împotrivirea am avut, nu de la străini, de la frați. Dar e normal că și Pavel a avut la fel, toți au avut la fel, însă după 8 ani, putem spune, Domnul ne-a purtat de grijă. În momentul când am înțeles asta, am mers cu o mână de... Pot să le spun nebun, că ăștia nu se supără pe mine. Și am mers la teatru, 350 de locuri. Zic, bă, dar cum închiriem noi sala asta aici? Uh, la început eram 30, cu tot cu femeile de la teatru ceva de genul. Normal, firesc, era să închiriem o sală de hotel undeva mică, ca acolo să începem, așa era firesc, dar am înțeles că Dumnezeu nu ne-a chemat să facem lucruri normale. Și am văzut, am experimentat în anii ăștia, că în momentul când pășești în credință din barcă, Dumnezeu este acolo să te prindă de mână. Nu îți garantează că nu te uzi, că nu te vorbate vânturile, că nu te murează apa sărată. Că aia din barcă nu-ți vor spune, bă nebunule, ia-ți un colac de salvare, ce faci? Că nu scrie nicăieri că ei l-au văzut și l-au auzit pe Iisus, nu scrie nicăieri. Scrie că Petru l-a văzut și Petru l-a auzit, nu? Bă ce faci, cum sunt ăștia din jurul nostru? Realiștii. nu poți să faci asta, mă. nu există, nu s-a făcut niciodată asta. Păi ce crezi, că tu ești primul? Nu, 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 nu. Să pășești, și când ai pășit, Dumnezeu îți poartă de grijă. Dumnezeu este cel care dă și viziunea, dă și voința, dă și înfăptuirea. Normal și firesc era să nu putem. Și nu putem. Dar, în mod supranatural, El a fost alături de noi. Așa că, primul lucru cu care trebuie să-l faci astăzi, în viața ta, în slujirea pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu, este să te poziționezi în credință. Apoi, Trebuie să gândești macro. Macro. Da? Nu gândi mic acolo. Pentru că împărăția este pe tot pământul. Nu numai în satul tău, orașul, în biserica ta. Înțelege că împărăția lui Dumnezeu este peste tot. Asta te va ajuta să fii smerit, învățabil. Am făcut parte din biserici puternice care au făcut lucrări mari, dar când ai reușit o lucrare mare în viața ta sau în viața bisericii, este ușor să ajungi la o mentalitate de asta, uh, we have arrived, am ajuns, am terminat, am ridicat clădirea, am făcut misiunea, am botezat sute de oameni, am ajuns, gata, suntem unde trebuie. Nu, nu, nu trebuie să lăsăm să se instaleze lucrul ăsta. Da? În comunitățile unde s-a ajuns la chestia asta, se predică foarte mult despre credința dată odată pentru totdeauna una Sfinților și noi trebuie să o păstrăm exact cum era la Sfinții din anii 1900. Da? Asta trebuie păstrată. Oameni buni, dacă vroiam să păstrez un model, rămâneam acolo. Mi era mult mai bine acolo. Adică în state. Am venit aici. Ca să văd împlinirea promisiunii și a visului lui Dumnezeu. Și el lucrează în ciuda noastră. Adică împotriva a ceea ce ne-am dorit, am crede noi că trebuie, el este vizionarul și el este conducătorul. Amin? Dar mai rău decât orice, când ai impresia asta că. Trebuie să fii în siguranță, trebuie să-ți faci niște garduri, niște ziduri, să păstrezi ceea ce tu crezi. Nu mai creezi un mediu învățabil în viața ta și declinul este doar o chestiune de timp. Ascultă-mă bine, orice creștin trebuie să fie ca un medic. Medicul, dacă nu se duce în mod constant să se instruiască, să vadă care sunt noile tehnologii, ce operații s-au mai încercat, medicul se blochează, rămâne mediocru și apoi cade în anonimat. Un medic care se respectă, tot timpul citește, merge la congrese, se interesează. Așa trebuie să fie și creștinul. Creștinul trebuie să fie interesat de ce face Dumnezeu noi, nou. Știți că Dumnezeu lucrează și face lucruri noi. Tot timpul. Principiile sunt aceleași, vorbim despre asta în mod constant, alea nu se schimbă, dar metodele se schimbă în funcție de generații și de ce face Dumnezeu nou. Amin? Gândește macro. Toți suntem slujitori Stăpânului, avem de învățat cât trăim de la toți. Și apoi, un lucru foarte important, pentru că vorbim despre biserică și vorbim și despre viața ta personală, trage multe săgeți. Va veni un sezon în viața ta când ce vei face va reuși. Fiecare am trecut pe acolo sau vom trece pe acolo. Cei care lucrează în parteneriat cu Dumnezeu experimentează și valea, dar și muntele transformării. Nu-i așa? Dacă ești prea mult în vale, înseamnă că toalele să fie acolo. Hristos a fost cu ei și în vale, și pe muntele transformării. Atunci, când ești pe munte, când Dumnezeu lucrează, ai resurse, ai, ai putere, ai influență, când oamenii te ascultă, când primești favor și ai dezlegare, trebuie să proiectezi o viziune majoră și să tragi multe săgeți. Elisei, înainte să moară, a vrut să lase putere și biruință peste Israel. Regele pe atunci era Ioas. Un rege slab și rău. Și. Scriptura spune în 2 Împărați, capitolul 13, că înainte ca Elisei să moară, se duce la împărat și îi spune așa, ia un arc și săgeți. Și împăratul a luat arcul și săgețile. Și el spune, încordează cu mâna ta arcul. Și împăratul ăsta, Ioas, a încordat arcul. Atunci, Elisei și-a pus mâinile pe mâinile împăratului și a deschis fereastra și Elisei a zis, trage. Și el a tras. Și el se spune așa, această săgeată este săgeată de izbăvire din partea Domnului împotriva sirienilor. Vei bate pe sirieni la afec până îi vei nimici. Deci, primăile profetului, Dumnezeu îi spune împăratului, îi vei bate pe sirieni. Cotropitorii tăi vor fi învinși. Dar acum profetul se face altceva. Spune, ia săgeți. Și împăratul a luat. Și Elisei îi spune lovește în pământ. E ca un fel de check în blanc. îți în... dat un check în care poți să scrii ce vrei tu acolo. ăsta ia trei săgeți, face unul, doi, trei și gata, ca să scape. Și atunci Elisei se mânie. Și spune, trebuia să lovești de 5 sau de șase ori, atunci ai fi bătut pe sirienii și ei fi nimicit cu desăvârșire, acum îi vei bate numai de trei ori. Vă vorbeam mai devreme de mentalitatea îngusta noastră. De multe ori, pentru că am învățat să gândim așa de îngust. Când Dumnezeu începe să toarne, când Dumnezeu începe să împuternicească, când Dumnezeu începe să te folosească, ai tendința să spui, nu mai atât cât pot eu să duc, cât știu eu că pot să gestionez. Dar profetul vine și spune, îndemnat de Dumnezeu, trage-mă multe săgeți. Mergi până la capăt cu lucrarea și când capătul nu-l mai vezi, Dumnezeu este acolo, să te prinde, stea de mână, să te tragă mai departe. În momentul când ai favor, trage multe săgeți pentru că Dumnezeu vrea. Și asta ne place maxim nouă când am auzit lucrul ăsta, l-am auzit la, în Birmingham, în Alabama, de la Chris Hodges. Și este foarte adevărat. Dumnezeu vrea ca biserica să crească. Punct. Dumnezeu nu vrea ca biserica să fie mică. Doi sau trei în Sfântul Nume, cântăm aici, ne plângem mult și mergem acasă. Și duminica viitoare luăm de la capăt. Și ne plângem că suntem puțini și că ce greu este și ce... Dumnezeu vrea ca biserica să crească. Influența ei să crească. Dumnezeu nu ne-a ales pe noi să trăim bine în orașul ăsta, să ne meargă bine, da? Să avem tot ceea ce ne trebuie, să mai venim și pe la biserică și mai mergem și pe la Coldplay și ne punem brățările și ne arătăm ce cool suntem și noi ca ei alți. Și Dumnezeu vrea să creștem, să fim influenți. Să-ți ducă vestea despre ceea ce a făcut Dumnezeu aici, în mijlocul acestui oraș, unde nu se poate, domne. Și nu o să se facă. Asta am auzit. Dar realitatea este că Dumnezeu binecuvintează, Dumnezeu ridică, Dumnezeu îți dă multe săgeți, trage cât de multe poți. Când proiectezi viziunea peste viața ta, trage multe săgeți. Dumnezeu spune, puneți-mă la încercare, în Maleahii. Nu? Vorbim des despre asta. Cum îl pui tu la încercare pe un mare halterofil? Îi spui, ridică 10 kg? Păi 10 kg, ridică cu degetul mic. Pe la nu-l pui la încercare așa. Zice că râzi de el. Dacă duci la un campion mare de halteri și spui ridică 10 kg, ce tu râzi de mine. De la sute ridică ăla. Când Dumnezeu spune puneți-mă la încercare, Dumnezeu nu spune puneți-mă la încercare să vedeți dacă vă trece uh, tusea asta pe care o aveți de o săptămână. Asta poți să faci cu un paracetamol. Da, Asta poți să faci cu un paracetamol. Nu-l pune la încercare pe Dumnezeu cu lucrări mici, ci pune la încercare pe Dumnezeu cu lucrări mari, cu viziuni majore. Ai să pari la început ca Iosif, trebuie să ai grijă cu îi spui visul, că dacă îl spui la frați, gaură cu tine. Te vând de nu te vezi. Dar dacă Dumnezeu ți-a dat visul, mergi mai departe în credință. Trage săgeți. Cât de multe săgeți poți. Săgeții, săgețile sunt ucenicii. Fă ucenici. Săgețile sunt copiii pe care îi instruiești acasă dacă ești mamă. Copiii care crești. Dacă faci o lucrare, orfanii pe care îi cazezi, copiii cu dizabilități, tinerii pe care îi slujești, tot ce avem nevoie e ca Dumnezeu să ne mărească nouă credință. Asta e tot ce avem nevoie. Mulți se roagă pentru resurse și nu înțeleg că îl slujesc pe cel care are toate resursele din lume. Mulți se roagă pentru putere și nu înțeleg că în ei, cum am auzit mai devreme, locuiește cel care are toată puterea în cer și pe pământ. Mulți se roagă pentru viziune și ajung în vizuină. Pentru că n-au credința să facă primul pas. Păi câți oameni frumoși, credincioși, extraordinari, sfinți de pui pe icoane, cunosc eu, dar care nu s-au mișcat din loc. Dar sunt în același loc, mai alb la cap, mai înțelepți într-un fel, mai filozof într-un altul, dar n-au făcut nimic, pentru că n-au avut curajul să pășească. Ce-mi doresc astăzi, când sărbătorim pe Hristosul credincios până la capăt, îmi doresc ca El să mărească credința noastră. Îmi doresc ca astăzi să nu plece un om de aici fără o viziune nouă, fresh pentru viața Lui. Chiar dacă ești mamă singură și crezi că Dumnezeu te-a părăsit, ascultă-mă ce spun, Dumnezeu poate să-ți dea o viziune nouă. Este bine cuvintează pe tine și copiii tăi, viitorul tău, El este deja acolo, te așteaptă, tot ce trebuie să faci este să crezi. Poate situația slujirii tale nu e așa de roză. Nu știu. Treci printr-o vale. Foarte mulți azi experimentează depresia, pentru că se concentrează prea mult la valuri, cum a făcut Petru. Dar asta te chema să ne uităm țintă la căpetenia de săvârșirii noastre la Hristos. Poate ai dat spațiu prea mult negativiștilor din viața ta care îți spun, nu se poate. Dar de ce tu? Dar tu nu ești în stare, dar tu nu ai resurse, dar tu ai nu poți, dar la tine în familie n-a fost niciodată așa ceva, dar nu te mai ruga. Astăzi, în numele Lui Iisus, îți spun de aici de la învon, familia nu ți-o poți alege, dar prietenii, ești obligat să-i alegi. Ce mi-a plăcut la seminarul de ieri, nu știu dacă ați fost aici, țineți minte, sau seară, nu mai țin minte, că sunt multe în capul meu, Doru a zis, zice așa, creștinul nu trebuie să aleagă între bine și rău evreii trebuiau să aleagă între bine și rău, care erau niște păgâni scoși din Egipt, se închinau la vaci. Creștinul trebuie să aleagă dintre bine și excelent. Da. Asta e alegerea pe care trebuie să o faci tu astăzi. Și din păcate o mulțime de creștini aleg binele numai. Numai binele. Și apoi se plâng de binele pe care l-au ales, în loc să aleagă excelentul. Excelentul înseamnă mers prin noapte, mare în față, egipteni în spate, dar eu pășesc acolo unde mi-a spus Dumnezeu să pășesc. Când au venit la Iair, Iair mergea braț la braț cu Domnul spre casă, nu știa cum să-l împingă să ajungă mai repede, fetița lui murea. A venit femeia aceea cu scurgerea de 12 ani, Hristos se apleacă, îi predică, o vindecă, Iair, haide, haide, haide. Și când să se pornească, vin la Iair și îi spun, nu l mai necăji pe Mântuitor. Fetița a murit. Lasă-l în pace, că are altele de făcut. E prea târziu pentru tine, gata, fetița a murit. Și el cu ochii plini de lacrimi, îl imaginez. Se uită la Hristos, am crezut că se am crezut că o rezolv și atunci ce îi spune? Iisus se uită la el și spune, nu te teme, crede numai. Mai, în bisericile noastre vorbim prea mult, multe filozofii și multă teologie, cum am auzit, dar nu vorbim esențialul. Știți care este esențialul? Crede numai. Nu te teme. Majoritatea lucrurilor care ne-au blocat în viață, ne-au blocat că ne-am temut să pășim din barcă, să terminăm cu relația aia toxică, să-i dăm papucii, să facem ceea ce trebuie. Ne teamă că dacă, că nu, nu, nu. Isus spune așa, fiecăruia dintre noi, nu te teme, crede numai. Și mai mult, Pavel continuă asta în Filipeni și spune, pot totul în Hristos care mă întărește. Când nu mai poți tu, poate El. Când nu mai știi ce să faci, știe El. Ăsta este mediul în care operăm noi, ăștia care nebune ăștia, chemați de Dumnezeu să fim în trupele speciale, da? Ori vii și încarci mediul ăsta, că noi suntem pe turbo tot timpul, ori dacă nu, dă-te la o parte, lasă-ne în pace. Nu vorbesc serios. Și rostesc asta peste viața fiecăruia. Noi suntem pe turbo tot timpul. Noi mergem și facem Mergem înainte, ne lovim de multe ori, facem și vom face o mulțime de greșeli, v-am spus, biserica a ajuns unde a ajuns, nu din, nu din cauza noastră sau datorită nouă, că așa e, merge mai bine, ci datorită lui Hristos. Așa că, uite-te în viața ta, poate să, poate să fie cineva aproape, care e așa de toxică, strică toată, toată viața, toată viziunea. Și spune dă-te la o parte, lasă-mă în pace să merg eu. Misiunea noastră pe Pământ nu este condiționată de mediu, de, de, de resurse, ci de măsura credinței noastre. De asta rugăciunea este la fel de validă ca atunci. Doamne, cred, ajută ne credinței mele. Mărește credința slujitorilor. Mărește credința noastră, Doamne. Mi-amintesc -am la începuturile Remei, în echipa de start. Mi-am dat seama că sunt niște oameni incompatibili cu viziunea și cu felul meu de a fi. Dar fiind parte din grupul ăla de inițiativă, mi-era greu, nu aveam cum să exclud. Dar știam clar că nu puteam continua așa. Nu aveam nicio șansă să răzbatem împreună. Dar eram legat de mâini și de picioare. Am fost așa de frustrat, băteam pasul pe loc, și într-o zi am ajuns atât de frustrat încât am ieșit într-o pădure din spatele casei mele ca să mă rog. Și m-am pus sub un copac. Dacă vedeți păstorul sub un copac, n-a nebunit, se roagă. Da? Nu chema salvarea, nu anunța să vină să-l ducă la... Nu, se roagă. Are ceva probleme. Și m-am dus în codru, dar nu ca Badea Gheorghe sub copacul stufos ca să plâng ca moldoveanul din Miorița, ci chiar am rugat înainte Domnului și am zis Doamne, văd că lucrurile nu sunt cum trebuie, dar sunt complet neputincios. Nu pot să fac nimic. Dacă tu ai făcut chemarea asta, tu ești cel care poți să-mi dai lumină, să știu ce să fac, sunt complet neputincios. Și nu am nicio speranță, nu văd nimic. În momentul când am făcut rugăciunea aia, Dumnezeu mi-a adus aminte de un text, de un SMS pe care l-am primit. Da. Unul dintre ei greșise grupul și a pus pe grupul unde nu trebuia ceea ce nu trebuia. Și eu făcusem un screenshot, dar trecuse ceva timp de atunci. Și Dumnezeu mi-a adus aminte de chestia aia. M-am dus, am căutat în poze, în telefon, l-am găsit și Dumnezeu îmi spune așa, vezi, este ei și voi sunt două echipe, nu sunteți una. Și atunci am înțeles. Wow! Wow, am înțeles totul. Am spus, Doamne, îți mulțumesc că am început să mă îndrept spre casă și când mergeam spre casă am primit un telefon care a clarificat totul. Dumnezeu mi-a dat puterea și autoritatea să tai tot ce trebuie tăiat și să o luăm de la capăt așa cum trebuie. S-a schimbat totul. Cum? când am înțeles că nu pot eu și că numai El este Cel care poate. Când m-am dus prin credință, din păcate la El, ca la ultima speranță, n-ar trebui să fie așa, El ar trebui să fie tot timpul lângă noi, tot timpul să-L întrebăm, dar în momentul ăla de criză, El a fost credincios. Prima nevoie a ta astăzi, atenție, este încrederea completă în Dumnezeu, nu în forțele tale. El a spus, eu sunt vița, voi sunteți mlădițele, cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Multă, nu puțină? Că își despărțiți de mine nu puteți face nimic. Astăzi sunt așa de bucuros că am fost disperat atunci. Pentru că toată viața și toată slujirea mea este bazată pe momentul ăla când am experimentat un lucru supranatural. Pe care nu le experimentez la o conferință, la un seminar, ci este experiența mea personală cu Dumnezeu. Îmi doresc ca fiecare de aici să simtă și să experimenteze așa ceva. Pentru că dacă nu vorbim degeaba, dacă nu numai din punct de vedere mental, intelectual, rațional, știm experiență cu Dumnezeu, Ascultă-mă, El te va lăsa să ajungi în văile de astea. Pentru ca să nu-L iubești pentru ceea ce face, ci pentru ceea ce este. Mulți de aici îl iubim pentru ceea ce ne-a dat, pentru, pentru, poziție, poate pentru, nu știu, pentru banii alții. Pentru că e generos, că te binecuvintează, e extravagant, așa este. Însă nu trebuie să-L iubim niciodată pentru ceea ce ne dă statut, un loc în lume, daruri. El vrea să-L iubim pentru ceea ce este. Ați auzit ce se spunea aici, weekendul ăsta? Noi ne dorim mult prezența Lui aici. Prezența transformatoare a Duhului Sfânt. Ce păcate se chem pe oameni la biserică și să nu-L găsească pe Dumnezeu, să te găsească pe tine și pe mine. Ce păcat! Ce ratare incredibilă! Dar El este aici, în mijlocul nostru și vrea să mergem la El pentru soluții. O, dacă aș avea un leu de fiecare dată când am încercat singur și am dat un bar, am falimentat lucrarea, este a lui, nu este a mea. Este a lui, nu este a ta. Și cel care este viu în vecii vecilor este gata să-ți ierte astăzi orice prostioară ai făcut. Să-ți dea o viziune nouă, curajoasă, să te binecuvinteze. Lucrarea este a lui. Zic de multe ori liderilor, atenție, noi suntem numai șoferii miresei. Temporar. Pentru un timp, avem distinsă onoare să conducem mașina în care se află Mireasa lui Isus, este soția lui. Asta spune el, Biserica este soția mea. Mireasa mea. Vai de cine uită asta și se comportă ca și cum Biserica este a lui. Astăzi, când celebrăm 8 ani de har, vrem să cerem din nou mila lui. Peste familiile noastre, peste casele noastre, peste viziunea noastră, peste slujirea pe care ne-a dat-o el. Vrei să faci lucrul ăsta împreună cu mine? Haideți să ne ridicăm înaintea Domnului.